dar și diferența între un tâlhar, la drumul mare și în stat. Și da, asta chiar spune o chestie pozitivă față de pentru tâlhar, în sensul că poate nu îți vine în mod constant să te tâlhărească de câte ori treci pe acolo. Plus că nu este ipocrit, în sensul că nu zice, băi, pentru binele tău, ceea ce îți fac. Plus statul face zice asta. Statul, da, exact, face chestia asta. Așa, se poate că, adică, cât de cât un gentleman. Da, și mai ales tâlharul știe că fapta pe care o face, adică e conștient că fapta pe care o face este reprobabil, da, din punct de vedere moral. Deci sunt ochi, știe că e rea și nu stă pe capul tău. Da. Deci, în ce statul zice că e bine și se și pe capul tău, adică statul seamănă mai degrabă cu o organizație mafiot, adică o relație hegemonică. Că nu mai plec. Cursul la drumul mare e o chestie one shot. Te-a prins, ți-a luat banii și a plecat. Statul vrea să facă bine în continuu.